Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie realizată în parteneriat cu Teatrul Național Mihai Eminescu de la Chișinău. De această dată ne-am propus să discutăm despre monumentele ridicate pe teritoriul Basarabiei imediat după unirea de la 1918, monumente care, din păcate, au fost făcute una cu pământul de către ocupantul sovietic. Doar că peste ani monumentele au început să fie reabilitate, să fie refăcute și asta grație misiunii nobile pe care și-a asumat-o avocatul Iulian Rusanovski împreună cu Asociația Monumentul. Așadar, invitatul ediției de astăzi este Iulian Rusanovski, pe care îl salut la lecția de istorie. Iulian, bună ziua și bine ai venit la lecția de istorie. Mulțumesc mult pentru invitație. Iulian, pentru început aș vrea să le spui telespectatorilor ce reprezintă, de fapt, un monument, în opinia ta, pentru un neam, pentru un popor. Pe lângă faptul că monumentele reprezintă o operă de patrimoniu, Nicolae Iorga spunea că monumentele reprezintă acel pisc sau vârf cultural la care au reușit să ridice o națiune într-o anumită perioadă istorică. Cum a fost, spre exemplu, în cazul Basarabiei, perioada interbelică, perioada României întregite, care a reprezentat vârful cultural la care a reușit să se ridice acest pietic de pământ după atâtea etemperii, prin monumentele care au fost ridicate timp de aproximativ 22 de ani și despre care vom vorbi pe parcursul acestei emisiuni. Da, și acel vârf cultural despre care pomeneai a fost unul salvator pentru băștinașii dintre Prucinistru, pentru că a urmat ocupația sovietică care a încercat să ne deznaționalizeze ca parte a poporului român. Bineînțeles, în primul rând noi am ieșit de sub era țaristă cu 2% din populație care știau a scrie și a citi, doar 2% dintr-un analfabetism nemai întâlnit în istoria țării noastre și într-a doilea rând, ceea ce a urmat 40-41 și ulterior anului 1944 a fost iarăși o catastrofă totală care s-a manifestat și pe planul patrimoniului cultural prin distrugerea majorității monumentelor istorice, dar și a celor de for public. Da, și acum, există date statistici câte monumente în total au fost ridicate pe teritoriul Basarabiei în perioada României Mari? Nu există. În principiu există o altă problemă, mai bine zis. Noi avem registrele monumentelor istorice, registrele monumentelor locale, de for public și așa mai departe, dar marea lor majoritate fiind salvate prin transportarea în cimitire, cele care au fost salvate, cele mai multe au fost transportate de localnici în 40 sau în 42-44 în cimitirele localităților respective și n-au mai fost introduse în perioada sovietică, nici nu vorbim în acele registre a monumentelor, dar după anii 90, fiind date uitării, neștiind în mare parte despre importanța lor sau ce mai reprezintă aceste monumente, fiind văduvite de plăcile comemorative din bronz sau chiar de scrisurile care le aveau în piatră, cum este cazul unui monument de la Iedineț. Primarii localităților în cauză nu s-au mai preocupat pentru identificarea lor, salvarea lor și trecerea în aceste registre. Respectiv, sunt cazuri foarte sporadice când întâlnești un monument interbelic în registrele monumentelor de for public la noi în Republica Moldova. Dar iată, spuneam la începutul acestei emisiuni că tu împreună cu Asociația Monumentum vă ocupați de restabilirea celor monumente românești din perioada interbelică distruse ulterior în perioada ocupației sovietice. Care este reacția oamenilor prin satele Republicii Moldova atunci când aceste monumente sunt restabilite? Ce spun oamenii? Reacția este diferită, la diferite etape. Deci la început îmi tratează cu mai puțină încredere, după care oamenii când văd că încep lucrurile să iau o formă clară spre restabilire și suntem bine intenționați, oameni sinceri și hotărâți, oamenii ne ajută de foarte multe ori. Prin fotografii de epocă, care sunt un pas foarte important în procesul de restabilire, prin informații cu privire la locul unde s-a aflat acest monument, prin donații și sponsorizări de foarte multe ori. Și cel mai emoționant moment, din punctul meu de vedere, îl reprezintă atunci când identificăm un supraviețuitor care a cunoscut și a văzut acel monument în perioada interbelică și a fost cazul de la Rezina sau cazul de la Mălăiești, unde a fost inaugurat un monument închinat unui grănicier, unde am avut martori oculari din perioada interbelică, oameni în vârstă de peste 90 de ani, care au venit și au plâns la inaugurarea acestor monumente, vorbind despre faptul că monumentul reprezintă tinerețea lor, cultura lor, viața lor și tot ce a fost mai frumos. Deci oamenii se implică plenar în restabilirea memoriei istorice. Și material, și emoțional, și intelectual, sub toate formele. Acum, ce fel de tipuri de monumente, ce categorii de monumente au fost ridicate, iată, în perioada interbelică, în acest spațiu dintre Prut și Nistru? Pe lângă multe monumente istorice, despre care nu vom vorbi astăzi, cum ar fi aceeași clădire în care noi acum ne aflăm, Teatrul Național Mihai Eminescu, care a fost edificat din banii colectați pentru Monumentul Unirii, care nu a mai fost ridicat,
Deci, pe lângă o serie de monumente istorice care au fost ridicate în perioada interbelică, inclusiv prin contribuția statului român, noi suntem preocupați de restabilirea prin reconstituirea monumentelor de for public. Busturi, statui, troiețe, opere comemorative de război, cimitire militare, deci tot ce însumează noțiunea de monument de for public, care au fost închinate marilor personalități ale neamului românesc pe de o parte și de cealaltă parte eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, în mod deosebit basarabienilor care au fost înrolați în armata română și au căzut și primul și în al doilea război mondial. Deci sunt aceste două direcții, dacă pot să le spun așa, pe care ne-am axat. Și deja, de la caz la caz, în dependență de localitate, în dependență de importanța istorică sau de ceea ce am identificat într-un oraș sau într-un sat sau altul, monumentele pe care le-am restabilit, preponderent este vorba de mai multe busturi care au fost refăcute și opere comemorative de război, cimitirii militare, cum ar fi cel de la Leova sau cel de la Fălești, care au fost închinate eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial, troițe militare, însemne comemorative sau însemne arhitecturale, cum se mai numesc ele, pentru două biserici care au fost distruse în perioada sovietică și care iarăși au o legătură strânsă cu istoria românească a teritoriului de Trecut și Nistru, acestea fiind preponderent acțiunile asupra cărora ne-am focusat începând cu anul 2009 și până în ziua de astăzi. De ce puterea sovietică de ocupație a declarat război acestor monumente? Monumente care au fost închinate eroilor români căzuți la datorie. Monumente, busturi dedicate unor personalități marcante din istoria poporului român. Întrebarea este una foarte potrivită, dar răspunsul este destul de complex. În primul rând, războiul care noi l-am pierdut în 1944 cu fostul Imperiu Sovietic nu a fost doar un război militar, a fost și un război cultural. Revoluția socialistă, pe care Stalin vrea să o exporteze inițial în toată Europa, ulterior în toată lumea, presupunea în mod implicit crearea lui Homo Sovieticus. Crearea lui Homo Sovieticus fără ruperea de trecut era imposibilă. Pentru că oamenii credeau în Dumnezeu, oamenii își iubeau istoria, își iubeau țara, își valorificau înalții demnitari și patrioții ai statului, cum ar fi fost, de exemplu, regele Ferdinand, Brătianu și așa mai departe. Și ei trebuiau rupți de acest trecut. Această revoluție pentru crearea lui Homo Sovieticus era imposibilă fără închiderea bisericilor și distrugerea patrimoniului cultural care, în mod evident, amintea de trecutul nostru glorios. Și imediat s-a întâmplat acest lucru. Imediat cum a intrat armata de ocupație în teritoriul dintre Prut și Nistru, a urmat distrugerea nu doar a monumentelor de for public, a cimitirilor. Deci la Florești a fost distrus un cimitir unde erau înhumați 302 militari. La Fălești, 299 de militari a fost ras. La Chișinău, lângă centrul comercial Jambo, a fost distrus cimitirul militar internațional unde erau înhumați inclusiv ruși. A fost distrus. Statuile lui regelui Ferdinand, statuia generalului Stan Poetaș de la Soroca, busturile lui Ferdinand de pe tot cuprinsul Basarabiei, tot ce era românesc, totul a fost distrus, cu mici excepții unde au existat eroi care au plătit cu viața și au reușit să salveze, cum a fost, spre exemplu, bustul de la Țepilova Mare, unde în 40 fostul preot din sat l-a ascuns în subsolul casei și l-a repus pe locul inițial în 41, fapt pentru care a fost condamnat în Siberia, la deportare în Siberia în 44, și au mai existat alte cazuri când monumentele au fost transportate ori în curțile bisericilor, ori în cimitirile locale, pentru a fi ferite de ochiul vigilent al călăului sovietic. Și în felul ăsta s-au salvat, dar fără plăcile comemorative din bronz, care prezentau o valoare nu doar financiară, dar și culturală. Și am întâlnit foarte multe cazuri unde textele de pe acele monumente care au fost transportate în cimitire au fost pur și simplu distruse. Nu cunosc de către cine, a fost imposibil de stabilit, dar ele nu mai păstrează integral mesajul istoric și nu mai amintesc despre ce în cinstea căror a fost ridicat acest monument. Deci, basarabenii, românii basarabeni, chiar cu riscul propriei libertăți, propriei vieți, încercau să ascundă de ochiul vigilent al puterii sovietice monumentele românești. Sunt foarte multe cazuri. Deci cazul părintelui Vasile Ciobanu de la Țepilova este unul dintre cele mai elocvente. A fost decorat de către Casa Regală în 1942 la reinaugurarea bustului, însă bustul a dispărut în 1944 din nou. Dar avem și cazul monumentului eroilor români căzuți în primul război mondial din comuna Balatina, de pe malul Prutului, malul stâng al Prutului, care l-am refăcut anul acesta și monumentul, crezându-l că este dispărut, l-am găsit în curtea bisericii.
Undeva, printre alte cruci care nu prezentau importanță istorică, ca să spun așa, a fost descoperit acest monument cu 20 de straturi de vopsea dat peste el. După ce a fost îndepărtată vopseaua, am reușit să aflăm numele a peste 30 de eroi căzuți în primul război mondial și a fost readus monumentul în centrul satului, unde, spuneau localnicii, s-a aflat și cimitirul eroilor din primul război mondial, care nu s-a mai păstrat. Deci sunt foarte multe cazuri unde oamenii cu prețul propriei vieți au riscat la acest lucru, dar trebuie de amintit și eroismul armatei române, care în condițiile de extrem de vitrege de care au beneficiat pentru evacuarea Basarabiei în 1940, au îndrăznit, și spun că a fost îndrăzneală temeinică, să evacueze statuia regelui Ferdinand din centrul Chișinăului, statuia lui Ștefan cel Mare, statuia lui Vasile Lupo de la Orhei, basoreliefurile de pe monumentul celor trei martiri care au fost evacuate la București la Muzeul Țăranului Român, statuia regelui Ferdinand de la Ismail. Deci ce a fost mai important, s-a reușit în 40 să fie evacuat din Basarabia, cu riscul de a fi ajuns din urmă de armata sovietică și pedepsit pentru acest fapt de eroism. Unde era amplasat monumentul regelui Ferdinand I, întregitorul în Chișinău? Monumentul se afla pe locul unde astăzi este acea piatră comemorativă pentru victimele regimului comunist, deci pe axa catedrală, clopotniță, porțile sfinte, intrarea în clădirea actuală a guvernului. Deci pe această axă, în centrul pieței mari admirări naționale, se afla statuia regelui Ferdinand I al României, care a fost inaugurată la 5 februarie 1939 și a stat câteva luni pe acel postament, deoarece a fost evacuată în vara anului viitor, în iunie 1940. Da, din păcate, ulterior, în perioada sovietică, pe acel loc, până la destrămarea Imperiului, pe acel loc s-a aflat monumentul lui Lenin. În perioada sovietică, dar cu o mică repriză, între 42 și 44, Ștefan cel Mare s-a aflat pe acel postament. Ștefan cel Mare a fost reîntors, readus de la Vaslui, de lângă biserica de acolo, care este ochitoria lui Ștefan cel Mare, și a fost repus pe postamentul regelui Ferdinand. Nu a fost pus pe loc unde se află astăzi, deoarece pe acel loc se fusese ridicat o statuie a lui Stalin și regimul de atunci considera locul ca fiind pângărit și au decis ca să pună statuia lui Ștefan cel Mare cel Sfânt pe locul unde s-a aflat regele Ferdinand. Da, interesante detalii. Apropo, cărei personalități istorici a poporului român i-au fost dedicate cele mai multe monumente, busturi? Trebuie să vă spun că am fost surprins când am aflat acest lucru. Mult mai târziu, după ce am început restabilirea acestor monumente, regelui Ferdinand I. Am fost surprins de ce? Pentru că majoritatea busturilor, nu vorbesc de statui aici, busturilor care au fost ridicate regelui Ferdinand I și sunt cel puțin 7 busturi care au fost pe teritoriul actualei Republicii Moldova, dar mai multe pe cuprinsul întregii Basarabii, au fost ridicate din donațiile basarabenilor. Vreau să vă spun că în arhiva de la Chișinău se păstrează dosarul edificării bustului regelui Ferdinand de la Ioloveni cu liste de subscripții. Să vedeți cum veneau oamenii binevol și donau 5 lei, 10 lei, 20 de lei, 40 de lei. Deci sunt liste întregi unde oamenii i-au dat bani ca să edifice acest bust, iar în 42, după revenirea armatei române, la un an după revenirea ei pe teritoriul Basarabiei, s-au început din nou colectarea de bani pentru repunerea acestui bust care deja era pierdut pe soclul inițial proiectat și sculptat de către Alexandru Plămădeală, care a și lucrat statuia domnitorului Ștefan cel Mare din piața Marii Admirări Naționale. Atât de iubit, atât de apreciat era regele Ferdinand I, întregitorul în Basarabia? Eu cred că este greu de simțit valul de recunoștință pe care îl aveau basarabieni la acea dată față de familie regală. Și am înțeles de ce l-au iubit atât de mult oamenii, că pe diferite monumente, tot din Basarabia mă refer, era scris diferit, Marelui Rege Ferdinand, regelui Ferdinand cel loial, regelui Ferdinand întregitorul. Deci erau apelative populare pe care le-au dat oamenii. Nu erau directive de la guvern. Deci dragostea aceasta față de familie legală a venit de jos în sus. Din considerentul că regele Ferdinand și-a ținut promisiunea dată soldaților în primul război mondial și a împroprietărit țăranii prima dată după 100 și ceva de ani când ne-am aflat noi sub ocupația țaristă, și știți foarte bine în ce iubăgie, în ce sărăcie se aflau țăranii noștri în acea perioadă. Primele pământuri care au fost date spre împroprietărirea țăranilor au fost domeniile casei regale. Regele Ferdinand a fost un simbol prin reușita armatei române și a familiei brătinilor și a întregii generații interbelice care s-a culminat cu reîntregirea țării, dar sintagma cel loial i s-a datorat faptului că de fiecare dată și-a ținut promisiunile, o caracteristică destul de rară întâlnită la politicieni, și a mai dat țării o Constituție unică în Europa și cea mai bună la nivelul anului 1923,
Constituția care asigura integritatea statului român reîntregit. Loial, adică față de poporul său. Față de poporul său, bineînțeles. Țăranii l-au numit Ferdinand cel Loial. Așa era scris pe monumentul regelui Ferdinand de la Cetatea Albă. Un monument închinat regelui Ferdinand a fost restabilit și în localitatea Verejeni-Telenești. Centrul Basarabiei de atunci, dacă nu uităm așa atent pe hartă, am aflat despre acest bust întâmplător, zic eu, pentru că întâmplarea este o manifestare discretă a divinității, nu este un hazard, dintr-o discuție cu regretatul Nicolae Dabija, care mi-a spus, după ce restabilisem primele 5 busturi ai regelui Ferdinand, vezi că este și a 6-lea la Verejeni. Am alergat imediat la Verejeni, am găsit postamentul vechi păstrat. L-au păstrat oamenii, incredibil, în 44, l-au acoperit cu scânduri și au făcut un fel de, nu știu cum să-i spun exact, deci l-au acoperit cu scânduri și cu hlujeni, cum îi spunem noi la țară. Ca să dea impresia că acolo se păstrează niște lucruri banale, care nu prezintă nicio importanță. După ce a trecut valul ăsta din 44-45, monumentul a fost dat cu varde nenumărate ori, a dispărut textul de pe el. Basorelieful, care reprezintă un chip regal, a fost parțial distrus și a fost foarte greu de identificat dacă este imaginea regelui Ferdinand I sau lui Carol al II-lea, fiindcă a fost ridicat în perioada domniei lui Carol al II-lea. Însă, din toate informațiile pe care le-am adunat și de la localnici, dar și din documentele istorice, pe postamentul propriu-zis a fost edificat în 1933 bustul regelui Ferdinand. Acel basorelief din piatră îl reprezenta pe Carol al II-lea, fiindcă a fost ridicat în perioada când el era reprezentantul căminilor culturale pe țară, a fundațiilor regale, care sponsorizau aceste cămini culturale în toate localitățile, iar inițiatorii au fost membri ai căminului cultural din Verejeni. Monumentul regelui Ferdinand I a fost ridicat în 1934 la inițiativa preotului din Verejeni din banii localnicilor. Pe o latură a soclului era scris: eroilor căzuți, patria recunoscătoare, iar pe altă parte a soclului era menționat faptul că monumentul reprezintă și centrul geografic al Basarabiei. La baza basoreliefului e sculptat brâul românesc. După ce au ocupat Basarabia în 1940 pentru a șterge urmele istoriei, soldații sovietici au tras în monument cu mitraliera. S-a mai păstrat doar postamentul. Bine că oamenii din sat l-au păstrat. Știți, în unele localități destramă tot, sperăm, dar aici... Au păstrat obeliscul sau au păstrat chiar și... Nu, așa sovieții l-au luat atunci, l-au nimicit totalmente, nici urmă să mai fie. Asta e. Bustul din bronz al regelui a fost reconstituit de sculptorul Veaceslav Jiglițchi. Iar Pavel Curchi a restaurat soclul din piatră. Artistul a rămas impresionat de textul imprimat pe postament. Da, sigur. Așa ceva n-am întâlnit nici la un monument, așa scris, păstrează scris așa cum a fost pe vremea și el. Pur și simplu e tăurat, că cu vremea, timpul, ploaie, una alta, poate puțin s-o bătut joc, le-a cădâns cu, mă rog, pe atunci pe vremea sovietice nu se mai păstrau monumentul. Cred că cu acest bust, cu acest însemn, Verejenii devin, eu zic, și un centru de cultură, pentru că ce înseamnă un bust? Sunt ca rădăcinul lui pom care ajută pământul să nu lunice la vale. Monumentul a fost sfințit de înalt preasfințitul Petru, mitropolitul Basarabiei. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au grăit cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ajutorarea nu le dați uitării. Întunește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Datoria noastră este întotdeauna să-i pomenim pe cei care au făurit Marea Unire, cei care au luptat pentru libertatea poporului românesc. Bustul de la Verejeni-Telenești este al 6-lea bust al regelui Ferdinand refăcut pe teritoriul Basarabiei. Monumente similare au fost restaurate la Nisporeni, Ialoveni, Rezina, Varnița și în localitatea Țepilova din Soroca. Și unele troițe pe întreg cuprinsul Basarabiei au fost ridicate în perioada României Mare, multe, însă, din păcate, iarăși au fost distruse de către ocupantul sovietic, pur și simplu s-a mers
cu buldozerul au fost distruse, dar unele au avut norocul să fie ferite de ochiul vigilent, așa cum spuneai, al ocupantului sovietic. Câte troițe au fost ridicate, câte au fost restabilite, căror evenimente au fost dedicate ele? Dacă îmi permiteți o mică paranteză, eu aș spune România întregită, pentru că mari au fost țările care s-au extins peste alte popoare. Noi ne-am reîntregit țara și iată, în aceste lupte pentru reîntregirea țării au căzut foarte mulți oameni. Enorm de mulți. Eu am rămas surprins când am deschis documentele de arhivă. Sute și mii de soldați și în primul război mondial și în al doilea război mondial, pe toate fronturile, au murit foarte mulți soldați. Jertfa lor, mai ales în cel de-al doilea război mondial, a fost comemorată prin troițe de lemn. Din cauza penuriei, a sărăciei generate de război, ai banilor care, vrând nevrând, trebuiau să meargă în altă direcție pentru un armare și pentru a face față puhoiului bolșevic care venea împotriva noastră. Și atunci oamenii, având surse financiare mai mici decât în timp de pace, au reușit să ridice foarte multe, spre surprinderea mea, foarte multe troițe militare, din care s-au păstrat o infimă parte, iarăși în curțile bisericilor, și arare ori prin marginea sau centrul satelor, arare ori, dar preponderent cele de piatră, cele de lemn, doar în curțile și în cimitirile bisericilor. Noi am reușit să refacem o singură troiță militară din lemn, care a fost instalată în primăvara anului 2021, în incinta mănăstirii Rughi, sau Rudi, în diferite documente apare diferit, troiță care a fost ridicată în 1936 sau 37 de la inițiativa episcopului Vesarion Puiu, un mare și lider al Bisericii Ortodoxe Române, dar și exponent al neamului românesc. Pe timpul căruia la Bălți s-a construit, s-a ridicat din temelii catedrala... Nu doar catedrala de astăzi, cu Sfinții Împărați Constantin și Elena, dar cinci biserici s-au ridicat în Bălți datorită lui și sediul episcopiei, care este de o frumusețe extraordinară. În toată Basarabia s-au ridicat 52 de biserici care au fost inițiate, susținute financiar de către acest minunat episcop, ilustru, dar și o operă extraordinară de revigorare a ortodoxiei dincolo de Nistru, în Transnistria. Unii a refăcut la Odessa două catedrale, datorită lui Vesarion Puiu, și nu doar la Odessa. Sunt foarte mult, un capitol aparte care poate fi discutat pe întregul, au mai multe emisiuni. Dar troițele în sine au comemorat jertfa acestor eroi căzuți în războiul, în cruciada împotriva comunismului, cum se mai numea în documentele de istorie, și foarte rar păstrau numele eroilor pe ei, pentru că nu prea existau locuri unde să le inscripționeze. Dar avem cazul de la Sărata Galbenă, Raionul Hâncești, unde preotul Feodor Zagnat, Todor Zagnat, a coborât din podul bisericii în 1982, troița de lemn, pe care se află numele a 9 sau 10 militari căzuți în cel de-al doilea război mondial, înhumați în curtea bisericii, și a restabilit, a reinstaurat această troiță lângă căpătâiul militarilor care au căzut în cruciada împotriva comunismului. Iată, aceste lucruri amintesc despre faptul că ei au luptat nu doar pentru reîntregirea țării și hotarele țării, dar și pentru apărarea credinței strămoșești, care a fost liantul milenar care ne-a ținut ca națiune întregi, uniți, sau pe aceeași lungime de unde, dacă poți folosi acest termen. Da, cel mai bun loc pentru a ascunde ceva este în văzul tuturor. E principiul pe care s-a condus, apropo, acest preot, Teodor Zagnat din Sărata Galben, Hâncești. Prin urmare, propun telespectatorilor să urmărim un scurt reportaj. Să cunoaștem povestea acestei troițe salvată de urgia sovietică. Aproape 4 decenii drumului Teodor Zagnat duce spre cimitirul din Sărata Galbene, acolo unde a ascuns troița românească pe care a găsit-o în podul bisericii. Acum are 87 de ani, dar își aduce bine aminte de perioada în care era prigonit de regimul sovietic. Eu când am venit aici în 80, pe crucea asta am găsit-o în tot la biserică. Era de acolo... necăutată, neîngrijită, lăsată acolo așa, în praf. Și eu m-am gândit așa și am grăit cu starostele meu, Grigore Roșca, hai să punem mai la eroi ăștia noștri care au luptat pentru independența, pentru apărarea țării noastre. În mare taină, preotul a chemat un pictor și a restaurat-o, iar în 1984 a pus-o la loc de cinste în cimitir, alături de mormintele a 10 ostași români. Am aranjat-o pe dânsa și nu se vedea de la drum. Și am trecut așa cu
Doamne ajută! Doamne odihnește ostașii căzuți pe câmpă de luptă pentru apărarea neamului, a țării noastre, a credinței. Ion, Doamne, Dimitri, Virgil, Doamne, Radu, Hristoase, Dumnezeule și toți cei care îți pomenesc. În loc luminat, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea, suspinarea, și ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitor, Doamne, le iartă lor toată greșeala, Dumnezeu să ierte. Preotul spune că Troița are o mare însemnătate atât pentru locuitorii din Sărata Galbenă, cât și pentru întreg neamul românesc. Noi în cinstea Sfintei trăim, ne închinăm prin Troița asta, înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să odihnească cu drept pe cei tineri care au căzut în cimitirul acesta, dar nu în cimitir, dar pe locurile acestea, pentru eliberare, pentru înnoirea neamului nostru. Din semnătatea Troiței astea, eu știam din familie și le spuneam mai pe, așa știți, prietenilor asta și noi veneam aici și știam însemnătatea că ăsta sunt ostașii români care au luptat pentru eliberarea țării noastre. De mic copil el îmi spunea că un sistem care nu-i bazat pe legile Creatorului nostru, al lui Dumnezeu, n-are cum să existe. Și el îmi spunea permanent că comunismul scade. În memoria ostașilor români căzuți la datorie, în primul război mondial, grație implicării tale, dar și asociației Monumentum, dacă nu greșesc, în Chișinău a fost restabilit un alt monument impunător din punct de vedere inclusiv arhitectural, Cișmeaua generalului Georgescu Ion Pavel. Care este istoria acestui monument? O istorie destul de interesantă, dacă aș putea să-i spun, cu o mică paranteză, că nu mi-a aparține meritul pe departe, sunt foarte mulți oameni care au contribuit la restabilirea acestui monument cu un efort uriaș, timp de 4 ani de zile, de unul singur n-aș fi făcut absolut nimic. Această cișmea, întâlnită sub diferite denumiri, izvor, fântână, cișmea, monument, etc., a fost edificată de un general ilustru, Georgescu Pavel Ion, sau Pion, cum îi spuneau prin abreviere colegii săi, general care a mai ridicat și alte monumente la Zănoaga, de unde era de baștenă bustului Ștefan cel Mare și Sfânt. În satul Sein, cel mai mare monument natural din 10.000 de brazi, înscris pe munte Ieminescu, fiind un pasionat al marelui Ieminescu, în aceeași localitate a ctitorit o biserică și în regimentul de la Craiova, când era în misiune la Craiova, a instalat o placă comemorativă pentru acel regiment. Deci un om împătimit de cultură, care a luptat la Mărășești și la Mărești și a reușit să dea jos un cuib de mitraliere care se afla în vârful unui hogeag al fabricii de zahăr, cu o precizie uluitoare și în cinstea acestui fapt, acele tranșee de unde s-a tras au fost numite tranșeele Georgescu Pion. Iată, când ajunge domnia sa la Chișinău, o perioadă de câțiva ani, 33-37, 4 ani de zile, s-a preocupat de edificarea acestei cișmele, a adunat, cum spunea el, izvoarele de sub acest pământ pentru a comemora jertfa armatei române de la Mărești și Mărășești. Și am găsit, datorită lui Iure Șveț, fotografia originală din 37, a acelei plăci comemorative unde sunt trecute numele ctitorilor și victoria armatei române împotriva armatelor germane de la Mărești și Mărășești, în cinstea cărora a fost ridicat monumentul. Și a fost și basarabieni care au căzut acolo. Monumentul în sine, reconstituit în baza unor fotografii datorită unui efort considerabil depus de arhitectul Mihail Andrieș, respectă în proporție de 98-99%, ca să nu spun 100%, amprenta interbelică acestuia, nu mai are calitate de izvor din cauza calității pânzelor freatice, dar este conectat la sursă de apă potabilă municipală, o numim în continuare Cișmea, a fost construit datorită unor oameni cu suflet, Constantin Popa, Dumitru Șlapac, Adrian Boldurescu și inclusiv cu suportul Secretariatului General al Guvernului României, care ne-a ajutat parțial la restabilirea acestui monument și reprezintă o operă extraordinară de patrimoniu pentru orașul Chișinău. Dar cum ați reușit să identificați locul exact al amplasării acestui monument, care, din păcate, a fost șters de pe fața pământului, dacă nu greșesc? Nu era nici urmă de cișmea.
Adevărat. Iarăși, datorită domnului Iurie Șveț, au fost adunate mai multe fotografii care erau scoase inclusiv la o licitație din Germania. Fotografii care au permis stabilirea locului împreună cu o hartă militară germană din 1942. Și fotografiile de lângă acel monument, pentru că se știa din descrierea generalului Georgescu Pion că este amplasat pe drumul Buiucanilor, Chișinăul, care nu era unit încă atunci, pe atunci cu satul Buiucani, era un singur drum, actuala stradă Vasile Lupu, care avea o altă configurație. Venea pe lângă lacul Valea Morelor. Și iată, din acea fotografie din 1942 se vede foarte bine faptul că monumentul era amplasat la curba, prima curbă care ducea spre drumul Buiucanilor. Și în felul ăsta am putut stabili locul cu o exactitate uluitoare. Doar că monumentul astăzi a fost adus cu vreo 10 metri mai înspre lac, datorită configurației actuale a parcului Valea Morelor. Locul unde este amplasat monumentul este foarte apropiat de locul unde au fost executați basarabenii în 1940-41 de către reprezentanții NKVD-ului de atunci. Am reușit prin efortul istoricilor Mihail Tașcă și Iuri Colesnic de a identifica 125 de persoane care au fost executate în acele subsoluri și numele lor au fost trecute pe spatele monumentului, pe trei plăci de marmură, pentru a rămâne în istoria tuturor românilor basarabeni. Deci acest monument este dedicat inclusiv memoriei victimilor ororilor comuniste. Da, împreună cu tot comitetul de inițiativă am considerat de cuvință ca și numele acestor persoane, martiri, să fie înveșnicit, fiindcă monumentul se află la câțiva metri de loc unde a fost executat. Și ați văzut în anul 2019, în primăvara lui 2019, când se făceau lucrări de renovare a parcului, în apropierea sediului ambasadei Statelor Unite ale Americii, care tot lângă acest parc se află, au fost găsite gropi cu oasele acestor martiri. Era păcat să nu legăm această jertfă cu cea a erorilor din primul război mondial. Generalul Pavel Ion Georgescu s-a născut pe 25 decembrie 1883 în localitatea Zănoaga, județul Dolj, într-o familie de preoți și s-a bucurat de o educație aleasă. A urmat Colegiul Național Carol I din Craiova și Liceul Mihai Viteazul din București, apoi Școala Militară de Artilerie și Geniu, dar a absolvit și Facultatea de Matematică. A fost profesor de balistică la Institutul Politehnic din Timișoara, a urmat cariera militară fiind comandant inclusiv al Brigăzii I Artilerie din Chișinău între anii 1932 până în 1937. În primul război mondial s-a remarcat prin vitejie și devotament în luptele de la Cașin și Mărășești. Când s-au împlinit 20 de ani de la victoria armatei române la Mărăști și Mărășești, în semn de prețuire față de eroismul armatei române, a ridicat în Chișinău un monument impunător ca dimensiuni și ca stil arhitectural, Cișmeaua General Georgescu Pavel Ion. Monumentul avea o înălțime de aproximativ 7 metri. La bază avea instalate 4 trepte ce înlesneau accesul la gura izvorului, iar în vârf avea o cruce. Presa interbelică invita toți românii la inaugurarea acestui monument prin următorul îndemn mobilizator. Pentru ca să vină să vadă că orice colț se poate sfinți prin sacrificii și muncă în folosul obștesc, că nu e vorba numai de apă de izvor adusă sub monument pentru a potoli setea oamenilor și animalelor, ci de aceea unei educații via poporului nostru și pe care acolo vă voi spune cum se va face pentru a nu mai înseta în veac. Cișmeaua a fost sfințită într-o zi de duminică pe 21 noiembrie 1937. Generalul Georgescu menționa atunci că deși avem o țară bogată și plină de frumuseți, deși munții noștri aur poartă, totuși noi, cum zice poetul, cerșim din poartă în poartă pentru că nu știm să-i exploatăm. Am făcut acest izvor dintr-un sentiment de deprindere pentru acțiune. Acțiunea înseamnă viață. Cine e în acțiune, trăiește. Cine nu e în acțiune, moare. Acțiunea constructivă e folositoare. Din acest sentiment și din dorința de a lăsa o urmă, am pornit acest lucru. Am făcut acest monument după 20 de ani de la victoria de la Mărești și Mărășești și am chemat aici toate sufletele acelora ce s-au sacrificat, care au luptat și luptă pentru înălțarea neamului. L-am făcut în formă de cruce, crucea e sus, căci pe ea stă crucificat Iisus. Prin sacrificiu și muncă am ridicat aici altar. Din credință am făcut-o, nu din ambiție. Din toate părțile e materialul, piatra e din Putna, lemnul e din Ardeal, varul din Muntenia, nisipul din Basarabia. Înfrățirea acestor elemente a dat monumentul cu frumusețea lui. Așa români de pretutindeni uniți vor face gloria țării românești. Este o pildă că unirea e puterea. Astăzi monumentul se află între străzile Constantin Stere și Alexandru Plămădeală în Parcul Valea Morilor din Chișinău.
După unirea de la 1918, din păcate, liniștea și pacea la Nistru a fost deseori încercată de către hoardele bolșevice, care făceau incursiuni din partea stângă a Nistrului în partea dreaptă a Nistrului. O mare responsabilitate în protejarea, în apărarea hotarului românesc pe Nistru le-a revenit grănicerilor, mulți dintre care, din păcate, și-au pierdut viața din cauza acelor bolșevici, după cum spuneam, care veneau și semănau moarte la propriu pe teritoriul Basarabiei românești. Există monumente astăzi restabilite care în perioada interbelică au fost dedicate anume acelor martiri ai neamului, acei grăniceri care stădeau la straja hotarului? Da, vreau să vă spun că suntem cu adevărat la o lecție de istorie, fiindcă din manualele din care am învățat eu, n-am putut afla acest lucru. Dar spre surprinderea mea, în perioada de pace, 1918 sau relativ de pace, 1940 și 42-44, foarte mulți grăniceri au căzut la datorie pe malul Nistrului. De ce? Pentru că s-a încercat în repetate rânduri penetrarea hotarului României de către agenți sovietici cu scopul de a colecta informații și de a aduce ilicit armament pe teritoriul Basarabiei, în mod deosebit regiunea Hotinului și regiunea Cetății Albe, unde era o populație vorbitoare de limbă rusă în număr mai mare decât în celelalte județe și erau zone mai ușor de destabilizat, dar și datorită reliefului care există în aceste zone. Și în momentul în care acești agenți sau chiar militari treceau Nistru, primii care aveau datoria de a proteja hotarul țării erau grăniceri. Grăniceri care erau de vârsta noastră și în care se trăgea fără nicio somație, absolut. Avem cazul grănicerului Aureale Mihăilescu, care la niciun an de zile după ce s-a căsătorit cu o basarabeancă de la Crăuleni, a fost răpus de o rafală de gloanțe în comuna Olănești, actualmente raionul Ștefan Vodă, fostul județ Cetatea Albă, datorită sau din cauza în pofida faptului că nu s-a supus cu ghilimele de rigoare dorințelor acelor agenți care au trecut Nistru și care colectau informații din această regiune pentru destabilizarea care a urmat un an mai târziu, 1924, la Cetatea Albă, când a fost aruncată în aer calea ferată de la Cetatea Albă și revolta de la Tatar Bunar. Nu vreau să vă mai spun că un pic mai jos de Olănești, la Cazacii Vechi sau Starou Cazacii, cum se numește astăzi localitatea, au fost omorâți cel puțin 5 grăniceri despre care am găsit informații veridice, cum a fost, spre exemplu, Dumitru Vieru, în cinstea căruia a fost ridicat un monument, dar a dispărut. E imposibil de restabilit pentru că astăzi se află pe teritoriul Ucrainei. Și au fost mulți sărmanii martiri care au murit la hotarul Nistrului, unul dintre ei fiind și Petre Marcu, de la Crăuleni, care a fost omorât de un alt agent ce culegea informații de la un sătean din Mălăiești, care trecuse de partea sovieticilor și când a fost prins de grăniceri și somat să se predea, a deschis focul de arme și sărmanul Petre Marcu a căzut răpus gloanțelor. La intrarea în sat, pe malul râului Nistru, monumentul grănicerului Petre Marcu veghează din nou, de parcă nici nu ar fi lipsit în toți acești ani. Ceremonia de reinaugurare le-a amintit localnicilor că acolo au trăit eroi, apărători ai neamului. E vorba de o filă din istorie ce a fost scrisă de grănicerul de 22 de ani, în ziua de 8 ianuarie 1923. El a murit în luptă, ucis de o bandă de bolșevici. Petru Marcu nu a fost general de armată sau mare personalitate, a fost un grănicer care și-a făcut datoria. La momentul potrivit a fost cel care a ocrotit frontiera. În iarna 1923, Nistru era înghețat, avea mai multă apă decât acum vedem, și iată că bandii de bolșevici au încercat să treacă din coace din Nistru, adică în România, să aducă arme, acești teroriști l-au împușcat. La inițiativa Corpului de Grăniceri, în 1924 a fost ridicat un monument în memoria soldatului care și-a dat viața pentru țară. Amintirea lui a fost ștearsă de pe suprafața pământului odată cu instalarea regimului sovietic, o spune Vasile Arseni, care a fost obligat să părăsească satul împreună cu alți localnici în 1940, iar când s-a întors, monumentul dispăruse. Țin minte că îmblam la școală și monumentul ăsta era. Vine fășie păradă la anul nou, de octiabrie, pierde mai, școlieri fășeau, militari erau fășeau, grănicieri, erau pichetul, era aici, pe Maunezului. Și la jocuri ieșeau ei, când
Refacerea monumentului s-a realizat cu bani donați de câțiva oameni de afaceri și materiale puse la dispoziție de întreprinderile locale. Iată, la Olănești, spre exemplu, acest monument a fost restabilit datorită asociației noastre și sprijinului acordat de frații Vaculovski. Am început în 2018 o campanie de restabilire a patru monumente care au fost pe malul Nistorului închinat grănicerilor căzuți în perioada interbelică la datorie și inclusiv acelui tânăr Ionel Iepuri care a murit în 1940 la Cosăuți. A urmat monumentul de la Olănești, a urmat monumentul de la Mălăiești și s-a încununat această inițiativă cu restabilirea monumentului atât a grănicerilor cât și a eroilor căzuți în cele două războaie mondiale de la Rezina, un monument cu o înălțime de 7 metri, cu un vultur cruciat în vârf, care reprezintă pe de o parte victoria și izbânda armatei române, iar pe de altă parte apărarea creștinismului ortodox în fața puhoiului sovietic. Istoria nu moare! În sfârșit mi-a venit vulturul nostru înapoi! Monumentul a fost reconstruit la inițiativa avocatului Iulian Rusanovski în colaborare cu primăria din Rezina. Înalt de 7 metri, obeliscul din piatră este străjuit de un vultur cruciat și împrejmuit de 9 coloane din piatră de Cosăuți. Monumentul a fost ridicat în memoria grănicerilor și eroilor români căzuți la datorie în primul război mondial. În perioada interbelică, de sărbători, vulturul aduna în jurul său oamenii din Valea Rezinei. Marina Cernega, singurul martur în viață al acelor timpuri, povestește cum gospodinile aduceau plăcinte și sarmale, iar în întreaga vale răsuna muzică de fanfară. Foarte frumos era, de 10 mai se făcea defilare și ne-am trezit într-o dimineață, vulturul nu mai era, am rămas toți amărâți. În spatele acestui monument, la o distanță de 100 de metri, se afla un cimitir militar, care însă a fost distrus de sovietici la sfârșitul anilor 40. Osemintele ostașilor români au fost aruncate în Nistru, împreună cu monumentul. Era cimitirul plin cu cruci de piatră albă. Crucile erau încărcate cu pământ în mașini și duse. Am plâns și cu tot am rămas. În rezultatul primului război mondial a fost reîntregită țara, a fost reîntregit neamul românesc și frontiera trecea aici, pe Nistru. Dincolo de Nistru era puterea sovietică. Grănicerii de la Nistru au apărat întreaga țară românească. Au asigurat o stabilă nu numai teritorială, dar și ideologică. Omenile veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi, a ostașilor români care au murit pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești. Să păstrăm în inimile noastre istoria! Basoreliefful străjuit de vulturi este al treilea monument istoric refăcut în raionul Rezina cu efortul avocatului Iulian Rusanovski. În 2018 a fost refăcut și bustul regelui Ferdinand I din același oraș și mausoleul ostașilor români cu basoreliefful regelui Ferdinand I din satul Lipceni. Aceste monumente vin să aducă, sau mai bine spus, constituie un act de igienă spirituală în condițiile în care Imperiul Sovietic, exact ca o fiară sălbatică, ce își urinează teritoriul într-o pădure pentru a-și însemna locul dominat de ea, așa au urinat sovieticii cu monumente a unor eroi inventați, care n-au existat în istoria neamului nostru și le-au distrus pe cele care au reprezentat adevăratele valori și adevăratele demnități naționale. Spuneai că în Basarabia există și foarte multe cimitire în care și-au găsit locul de veci mulți ostași ai armatei române și nu doar ai armatei române. Câte cimitire au putut fi restabilite? Noi n-am reușit să restabilim foarte multe din cauza costurilor impunătoare, dar și a condițiilor vitrige în care reușim sau nu să le refacem. Dar de ce au distrus acele cimitire sovietice? Chiar nu aveau nimic sfânt în ei, pentru că era vorba despre amintirea unor ostași care și-au făcut datoria, nimic altceva. Știți cum spunea Dan Puric? O țară se apără cu o armată puternică sau cu o statuie, de care sunt legate mii și mii de inimi. Un cimitir, armate române, nu te poate lăsa indiferent când treci pe lângă el. Știind că acolo sunt înmormântați frații tăi, copiii tăi, poate tatăl tău, bunelul tău și așa mai departe. Vibrează ceva în tine. Este imposibil să te lase indiferent.
Lucrurile astea îl știau foarte bine cei care ne-au dorit binele, cu ghilimele de rigoare. Și atunci a fost imperios necesar, repet, pentru crearea lui Homo Sovieticus, să fie distruse. Nu îndepărtate, dar distruse pur și simplu. S-au păstrat secvențial și am găsit foarte multe cruci militare, cu acel soare în mijloc, pentru eroi români din cel de-al doilea război mondial. Dar mare la majoritate în cimitirile civile. Avem la Criuleni, se mai păstrează o cruce militară. Avem la, în raionul Glădenii am găsit în cel puțin 4 sate. La Dușman, la Cașba, la Ciuciulea, câte 4, 5, 3 cruci a eroilor români, care cu regret au început a fi îndepărtate din locul lor și puse la niște oameni care au decedat recent și nu au avut bani probabil să facă o cruce obișnuită. În raionul Orhiei am găsit foarte multe, la Donice am găsit, la Ivance am găsit, la Jora de Jos am găsit. Deci sunt foarte multe localități unde sporadic câte 2, 3, 4 cruci se mai păstrează, dar locurile unde au fost cimitire mari, care reprezentau, transmiteau un mesaj emoțional, spiritual, istoric, au fost toate distruse. Și v-am spus despre Fălești, Florești, Chișinău, Bălți, au fost peste 400 de militari la Bălți îngropați, a dispărut absolut tot. Și exemplele pot continua. Gura Camencii, Soroca. La Soroca a fost în cimitirul civil, a fost cel militar, unde s-a aflat și cenotaful generalului Stan Poetaș. A fost distrus tot cimitirul, tot lotul întreg a dispărut. Pentru a face loc, repet, ca unei fiare sălbatice, noilor eroi improvizați, ce aveau să ne distrugă istoria și trecutul nostru. Am reușit, cu regret, doar două cimitire să le răspundem. Spun cu regret pentru că au fost prea puține din punctul meu de vedere. Cel de la Fălești, care a fost inaugurat în 2021, după un efort enorm și a fost susținut atât de o parte din autoritățile locale, cât și de către Consulatul General al României la Bălți, prin restabilirea a 10 cruci militare și a unei troițe mari, impunătoare, sculptată din piatră de Vrața, adusă tocmai de la, din Bulgaria și lucrată la Cluj-Napoca, și cimitirul eroilor români din cele două războaie mondiale, de la Liova, care de fapt presupunea, pe lângă mauzoleul existent, și 10 cruci militare care au fost amplasate în acel loc unde își zac somnul de veci acei eroi. Da, ca prin minune, pentru că l-ai pomenit pe generalul Stan Poetaș, monumentul acestuia a fost salvat ca prin minune de buldozerul sovietic. Cenotaful, da. Statuia, cu regret, nu s-a păstrat. Am aflat istoricul acestei statui, care a fost evacuată inițial la București, vărsată, cum scria în documentul respectiv, primăriei Soroca în 1942, și au prins-o bolșevicii, pentru că nordul a fost mult mai rapid ocupat în anul 1944, de către eliberatorul bolșevic, și data l-a topit. Deci fratele celui care a topit statuia a mărturisit din gura fratelui său că venea deprimat acasă. El lucra la un atelier unde se turnau diferite obiecte din bronz mici. Și a venit deprimat acasă, l-au întrebat ce s-a întâmplat, au crezut că ori l-a dat afară de la lucru, a avut un accident de serviciu și el a spus nu. Astăzi a fost data l-a topit mâna dreaptă a generalului Stan Poetaș. A statui. A doua săptămână piciorul drept. Capul generalului și tot așa mai departe. În dependență de comenzile pe care le aveau, pe porțiune a fost dat la topit. Unde s-a dus postamentul nu cunoaștem, dar cenotaful generalului Stan Poetaș, care a fost printre mormintele de la Soroca, de lângă Biserica Oleinicov, s-a păstrat intact până în 1992, când cu regret a fost distrus de un conațional de-al nostru pentru a fi dat la plăci de morminte. Fiind din marmură acel cenotaf, a încercat să-l rupă în jumătate. La scurt timp, a suferit un accident de mașină, a rămas fără picioare și această piatră a devenit un blestem. Și a rămas așa abandonată în mai multe locuri, de fapt 4 blocuri de piatră în mai multe locuri din cimitir, care am reușit să le recuperez împreună cu un coleg de-al meu, Ion Deli, pe parcursul a 2 ani de zile și cu ajutorul paznicului acelui cimitir. Și astăzi acel cenotaf stă destul de impunător în curtea Muzeului de Istorie din Soroca, iar basorelieful din bronz a fost reconstituit datorită efortului arhitectului Andrie și a sculptorului Vecislav Jeglițchi. Și monumentul poate fi vizitat de oricare doritor. De mai bine de un secol, eroul Stan Poetaș veghează nu doar asupra Sorocii, dar și a întregii Basarabii. Inițial în calitate de general de război, iar acum de pe piedestalul unui monument ridicat în stânga Prutului.
Istoricul Nicolae Bulat spune că generalul Stan Poeta și-a obținut multe victorii pentru armata română în primul război mondial. Își încuraja soldații alături de care lupta până la sacrificiu. Istoricul a găsit și un mesaj rostit de general înainte de bătăliile de la Mărășești și Mărăști. Voi, ostași ai brigăzii 17-ei Fateri, cu piepturile voastre să faceți un zid din înviz peste care dușmanul nostru să nu poată trece. Să scrieți cu vârfurile baionetelor voastre cea mai frumoasă pagină a neamului nostru. Ziua de azi e hotărătoare pentru noi și deci învingem ori murim cu toții. Și au rezistat. Atunci diviziile române au oprit armata germană. De altfel, generalul Poetaș a dus mai multe lupte crâncine. El și-a găsit sfârșitul în Basarabia și a fost înmormântat la Soroca. În 1919, în cinstea sa, s-a ridicat un monument, însă în 1944 a fost distrus de Armata Roșie. Această piatră funerară, sigur că a suferit. Perioada sovietică a fost deteriorată acolo mormântul, a fost luat această piatră, cineva a încercat să o taie în jumătate, nu s-a păstrat, posibil că o porțiune aici mai înaltă nu s-a păstrat, basoreliefu a fost smuls de aici și dus. Resturi din marele monument au fost găsite și mai apoi restaurate, totul pentru a readuce la viață această operă de sculptură. Spre norocul nostru, din ceea ce s-a păstrat, am putut să integrăm toate acestea. Și aici scrie generalul Stan Poietaș. Asta e scris original, da? Asta e tot original, dar nu numai asta. În părți avem încă două texte. Astăzi, din păcate, chiar în inima Chișinăului, în inima capitalei celui de-al doilea stat românesc, avem un monument sovietic, un monument pe care se înalță falnic, călare pe cal, Grigori Kotovski, un tâlhar bolșevic. Prin ce merite, pentru ce merite s-a învrednicit de o asemenea onoare, astfel încât și astăzi se înalță falnic în inima Chișinăului? Oare nu este o rușine pentru noi? Cine a fost, de fapt, acel Grigori Kotovski? Prin ce s-a remarcat el? Pe lângă faptul că Grigori Kotovski a fost un erou inventat a regimului sovietic, v-am spus ce face acea fiară care cucerește noi teritorii, ei aveau nevoie de eroi inventați, pentru că, de altfel, nu puteau prezenta importanța culturii pe care vreau să ne impună. Grigori Kotovski a fost un criminal ordinar. Născut, într-adevăr, în Republica Moldova, undeva lângă Hâncești, Grigori Kotovski a primit o condamnare pentru jafurile pe care le-a comis împreună cu câțiva acoliți de-ai săi, de 17 ani de ocnă. A fost dus în Siberia, unde la scurt timp a reușit să evadeze. În perioada țaristă. Exact, în perioada țaristă. I-a fost foarte prielnică răsturnarea țarismului la 1917, a intrat rapid în armata bolșevică și în felul ăsta a reușit să se deghizeze ca un mare erou bolșevic, da, în pe acest teritoriu, ajungând sau pornindu-se spre Basarabia înapoi cu una din armatele sovietice care n-a mai ajuns pe teritoriul actualei Basarabiei, din fericire, însă acest individ continua raidurile, deși era condamnat la moarte, a avut pedeapsă capitală care a fost tramutată la închisoare cu viața, dar știți foarte bine cum a fugit și din tribunalul de la Chișinău și așa mai departe, continua raidurile. Și foarte mulți oameni au căzut, inclusiv nevinovați, oamenii care făceau datorii, au căzut victime acestui criminal. Cum a fost, spre exemplu, plutonierul Ioan Căplescu de la Merin, căruia am restabilit crucea de mormânt datorită echipei de la TVR, în 2018, dacă nu greșesc, și care a fost Ioan Căplescu, lichidat de către acest individ, Grigori Kotovski, din simplu motiv că nu putea jefui localnici acestui sat, deoarece Ioan Căplescu își făcea datorie. N-a fost singurul caz. Au fost mult mai multe. A fost o tragedie pentru noi acest Grigori Kotovski, fiindcă crearea regiunii separatiste Transnistria cumva își datorează meritele și acestui individ care a avut partea lui de contribuție în crearea acestei regiuni separatiste, de cauza căreia am suferit foarte mult și suferim și astăzi. Ce poate deveni un popor, în ce se poate transforma un neam dacă nu are memorie istorică? Mancurtizarea, în homo sovieticus. Cel care vine de nicăieri și pleacă spre nicăieri, nu are nicio valoare absolut. Niciun reper spiritual, emoțional, național, absolut nimic. Este poporul
ușor de dominat, ușor de condus, ușor de supus și, și într-un final de care ajunge manevrat. Să dispară de pe harta istoriei, asimilat, ușor de asimilat. Noi am reușit să ne păstrăm identitatea datorită credinței noastre și a dragostei față de neamă. Iulian, îți mulțumesc foarte mult pentru această lecție de istorie prețioasă și importantă pentru mulți dintre telespectatorii noștri, inclusiv pentru mine. Ne mai revedem la o lecție de istorie. Cu drag, vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate bune!